Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare. Dragii mei, astăzi vreau să vă invit la o etalare generală care face referire la următoarele 48 de ore din viața dumneavoastră. Este o etalare generală care, bineînțeles, că nu se poate potrivi tuturor. Sunt elemente care vi se potrivesc și elemente care, bineînțeles, sunt mai puțin importante de luat în considerare. Așadar, dacă aveți în vedere acest lucru și nu aveți foarte multe așteptări din partea acestei etalări pentru ca mesajele să ajungă la dumneavoastră, atunci pentru voi este această etalare, următoarele 48 de ore, așadar. Bineînțeles, nu uitați că timpul este fluid, sunt lucruri care s-ar fi putut deja întâmpla sau sunt în curs de desfășurare și altele care pur și simplu se vor întâmpla. Eu spun 48 de ore, dar timpul poate fi mult mai mult. Voi utiliza, să știți, mai multe cărți, atât de tarot cât și de oracol, pentru a face această etalare. Voi citi energia cărților. Dacă zodia vi se pare convingătoare, înseamnă, sau că vi se potrivește, înseamnă că este un element fiabil pentru dumneavoastră. Așadar, pentru voi, fie voi sunteți departe de cineva, departe de casă, de o persoană dragă, sau această persoană s-a îndepărtat în, da, în ultima perioadă de timp. Văd o femeie cu părul blond, părul șaten deschis, o femeie trecută peste 50 de ani. S-ar putea ca această femeie să fie la depărtare sau să se gândească la o persoană aflată departe, o persoană care, cu care nu mai vorbește din această vară, sau comunicarea cu această persoană este greoaie. Văd că această femeie, această energie feminină, se gândește că cineva în viața ei face pur și simplu un pas către ea și cinci înapoi, să zic așa, sau toate problemele din viața acestei persoane sunt parțial rezolvate. Efectiv toate, pentru că gândește că sunt foarte multe blocaje. Această persoană s-ar putea să aibă legătură cu cineva născut vara sau o persoană din zodia RAC. Vă văd destul de creativi, iar în următoarele 48 de ore o să aveți o idee, o idee destul de importantă la job sau în ceea ce privește activitățile dumneavoastră zilnice, pentru că v-ați plictisit, fie stați acasă, fie nu mai lucrați de mult, da? Pentru că există un pic o inactivitate, da? Așa cum v-am zis, ori vă simțiți blocați în ceea ce privește comunicarea, nu neapărat această femeie blondă, dar această femeie blondă s-ar putea să aibă legătură cu voi sau cu altă persoană din anturajul dumneavoastră. Însă voi vă văd destul de creativi privind jobul dumneavoastră, privind activitățile zilnice, hobby-urile voastre, veți face ceva ceea ce vă place. Haideți să vedem ce ne spun îngerii romantici despre următoarele 48 de ore. V-ați retras, sunteți un pic triști, nu mai sunteți pe rețele de socializare așa cum ați vrut să fiți, sau persoana la care vă gândiți s-a retras după aceste rețele de socializare și nu mai aveți informații despre această persoană. Însă este un fapt bun acesta de a vă retrage după aceste rețele de socializare, de a petrece un pic timp departe de toate elementele care apar pe aceste rețele de socializare și să comunicați cu persoana respectivă, pentru că este foarte importantă comunicarea între voi și această persoană, să încercați din nou să o atrageți în viața dumneavoastră. Da. Și de ce? Pentru că există foarte multă pasiune, foarte multă
multă atracție, sunteți atrași extrem de mult unul de celălalt, da? Dacă vă îndoiți cumva de ceea ce simte această persoană pentru voi, eu v-aș spune să nu vă îndoiți, pentru că există pasiune din partea ambilor, da? Nu văd doar din partea dumneavoastră sau a persoanei respective, ci această pasiune este mutuală, este reciprocă. Dar pentru ca această pasiune să reînvie, pentru că s-ar putea să fie o relație la distanță sau s-ar putea ca voi să aflați în următoarele 48 de ore la distanță de această persoană. Însă cert este că veți să flirtați cu această persoană, vreți să o seduceți, vreți să fie îndrăgostită de voi această persoană. Da? Deci cam asta văd. Haideți să vedem aceste cărți de oracol ce ne spun pentru următoarele 48 de ore. În orice caz trebuie să fiți, să fiți destul de optimiști și veseli, îmi spun cărțile. Ulterior, dumneavoastră va trebui să luați o alegere, să faceți o alegere. Aici văd o femeie blondă, cu un bărbat blond de asemenea, care într-o lună și jumătate vor face alegeri privind un proiect împreună. Da? Iar proiectul acesta se va concretiza în luna martie. Nu știu ce proiect este, însă se va concretiza în luna martie. Cineva lucrează într-un birou, eu știu, fie la stat, fie cu acte, cu bani, are o funcție importantă, da? Juridic poate. Există împăcare între voi și o persoană anume. Pentru câțiva există o relație triunghiulară. Există o femeie care este foarte nervoasă. Aici văd un bărbat între două femei, iar una dintre femei este extrem de nervoasă pentru că simte că persoana cu care este are energia îndreptată către altcineva. Iar eu nu cred că această persoană nervoasă sunteți voi, dacă sunteți femei. Simt că este cealaltă persoană dintr-un trio acolo unde el există. Da? Vă veți întâlni, văd împăcare, întâlnire cu persoana respectivă. Această femeie nervoasă este așa pentru că simte că există o pierdere de bani sau simte că nu își poate concentra atenția pe job, sau pur și simplu persoana cu care este parcă spune mă duc să lucrez sau nu știu, da? Ce idee sau ce îi spune, ce îi transmite, pentru că aceasta preferă ca ei să piardă o sumă de bani, dar ca el să nu plece de lângă ea, ceva de genul acesta. Însă nu va face, își dorește să vadă cealaltă persoană, persoana care este, bărbatul acela care este între două femei, da? Ca să mă exprim așa. Este o relație care durează de cel puțin un an de zile. Văd un bărbat brunețel. Acest bărbat, repet, poate fi căsătorit. Este un bărbat care pare rece, distant la prima vedere, dar este un bărbat care v-a adus foarte multă speranță. Cartea aceasta reprezintă destinul, da? Poate să vorbească despre faptul că da? Sunteți unul în destinul celuilalt. Rămâneți optimiști cu privire la acest bărbat, însă el este foarte, dacă voi sunteți bărbați, să știți că sunteți extrem de, nu aroganți, dar deciși,
Reci, tăioși, concentrați pe viitor, vreți cam să faceți ceea ce vă doriți, da? Sau dacă voi sunteți femei, bărbatul acesta la care voi vă gândiți cam așa pare, da? Un pic rece, tăios, distant, vă va surprinde cu ceva în următoarele 48 de ore. Intuiția dumneavoastră vă spune, vă pune în gardă, da? Pentru că s-ar putea să fie ceva la care nu vă așteptați. Vă este teamă să nu faceți dumneavoastră vreo mișcare pe care să o regretați pe viitor. Pentru că aici este o căsătorie care e, o persoană este căsătorită, da? Sau ambele, în orice caz e un trio aici. Cineva e frică să nu facă o mișcare care să o sau să îl destabilizeze pe viitor. Da? Iar următoarele 48 de ore sunt destul de critice, în sensul că momentul în care se hotărăște să se ia această decizie este o decizie parcă luată pentru totdeauna, și este teamă persoanei acesteia care va trebui să ia această decizie, este teamă să nu distrugă și alte persoane care fac parte din anturajul său, să spun așa. Pentru că este o persoană care a dorit să se retragă, da? Să se retragă sentimental din relația cu voi, din relația pe care o are. Este o persoană care a dorit să nu se implice, să zic așa, emoțional. Dar iată că emoțiile îl vor aduce în următoarele 48 de sau o vor aduce pe această persoană în fața unei decizii, pentru că ceva se va întâmpla care nu depinde nici de această persoană, nici de voi, în care o va face sau îl va face să se trezească un pic, iar această trezire bruscă îl va obliga sau o va obliga să ia o decizie, să facă ceva, să aibă o acțiune. Da? Dragii mei, cam asta este energia cărților. Ca și energii zodiacale, văd scorpion, fecioară, berbec, leu, săgetător, rac și pești. Da? Cam asta este. Leu am zis? Da. Și gemeni, vărsător, balanță, foarte puțin. Da? Dragii mei, aceasta este energia cărților. Mulțumesc din suflet pentru că m-ați urmărit. Vă doresc tot binele din lume și sper să ne revedem cu bine la etalări la fel de frumoase. La revedere!